Rusia își înăsprește dictatura în țară după ce s-a îndepărtat tot mai multe de valorile occidentale și de democrație. Moscova interzice acum și toate formele de promovare a comunității LGBTQ. Legea adoptată de Duma de Stat de la Moscova prevede amenzi absurde pentru cei care o vor încălca. Noua lege a Kremlinului e încă o lovitură asupra drepturilor omului. Varianta finală a proiectului prevede interzicerea tuturor materialelor de promovare a minorităților sexuale, cum ar fi mass media, cărțile, reclamele, considerată propagandă de ruși. Oficialii din vârful Dumei de stat, de la Moscova, au fost întotdeauna adepții valorilor tradiționale, însă de la debutul războiului aceștia se îndepărtează tot mai mult de aspectele pe care le consideră influențe impuse de vest. Orice propaganda a relațiilor netradiționale va avea consecințe. Această lege ne va proteja copiii și viitor viitorul țării noastre de influență întunecată a Statelor Unite și a țărilor europene, a transmis șeful Dumei de Stat de la Moscova. Activista pentru respectarea drepturilor LGBTQ din Rusia, Dila Gafurova, s-a pronunțat că nu va respecta o astfel de lege care practic le neagă existența și susține că va continua să dezbată acest subiect în spațiu public cu orice preț. Legea prevede pedepse echivalente cu peste 160.000 de dolari pentru cei care nu se conformează, iar după ce va fi promulgată de dictatorul Vladimir Putin, autoritățile vor putea cenzura orice cuvânt la adresa comunității Minorità sexuale sexuali in Russia